Stimați jurnaliști, așa după cum am informat și dimineață, astăzi am fost în ședință, de fapt în adunare generală a coaliției, în cadrul căreia am discutat mersul implementării programului de guvernare, problemele care sunt în fața coaliției de guvernare pentru perioada imediată și cea de viitor. Am convenit asupra acțiunilor care trebuie să le administrăm împreună. Vreau să vă informez că există o înțelegere clară a tuturor componentelor din coaliție, dar și a tuturor reprezentanților coaliției, atât din Parlament cât și din Executiv, asupra modului în care să guvernăm în perioada de viitor. Vom asigura acțiunile necesare pentru ca rezultatele așteptate de oameni să fie neîntârziate. Sigur, evenimentul important pe care îl așteptăm este vorba de summitul parteneriatului estic de la Vilnius. Va reprezenta o etapă, însă și până la summit și după urmează să continuăm implementarea reformelor, asigurarea realizării prevederilor bugetului de stat și un șir de multe alte acțiuni care, cum spuneam, să se regăsească în îmbunătățirea vieții pentru oameni. Înțelegem perfect că în perioada de viitor vor exista foarte multe tendințe de a duce la destabilizarea situației politice în Republica Moldova. Considerăm că aceste acțiuni, dincolo de faptul că sunt și unele regretabile, au scop de a crea probleme, nu doar pentru guvernare, dar și pentru oamenii din Republica Moldova. Noi vom reacționa prin acțiuni consolidate, așa cum am spus, asigurând o guvernare bună în Republica Moldova. De aceea, noi vom acționa consolidat, uniți, pentru ca cetățeanul Republicii Moldova să aibă parte de o guvernare bună. Spuneți-mi, vă rog, ce formulă, ce mecanism ați identificat pentru punctele migraționale, așa încât să nu fie sancționați cei din stânga Nistrului, așa cum a promis domnul Leancă ieri la Tiraspol? Nu este vorba de promisiunile cuiva, este vorba de un mecanism care trebuie să atingă un scop bine determinat. Pe de o parte, noi ca și stat suntem datori să asigurăm un proces eficient de administrare a procesului migrațional. Pe de altă parte, să avem mare grijă de cetățenii noștri care locuiesc pe malul stâng al Nistrului. Multe detalii tehnice nu vă vom oferi astăzi, însă vreau să vă spun că o formulă în baza căreia să atingem acest scop a fost identificată. În timpul cel mai apropiat, toată această informație, într-o manieră comprehensivă, dacă doriți, va fi oferită. Atât, încă o dată, această formulă a fost identificată și care a fost agreată în fond de toți participanții în acest proces. Mă refer și la partenerii noștri europeni, dar și în discuțiile care au fost ieri cu colegii noștri de la Tiraspol. Aș adăuga doar un singur. Eu nu știu dacă voi, dar când eram eu la școală, mai era periodic organizate jocurile de azărniță. Eu nu știu dacă voi țineți minte lucrul ăsta. Ori procesul politic este unul mult prea serios și etapa pe care o parcurge Republica Moldova este la fel foarte, foarte serioasă. Comuniștii nu și ascund scopul. Destabilizare cu orice preț, organizarea alegerilor anticipate, stoparea procesului de integrare europeană, iarăși cu orice preț, pentru ce? Pentru satisfacerea intereselor personale, înguste, de grup, și care nu au absolut nimic comun cu interesul național, cu interesul cetățenilor. Aici colegul domnul Săhărneanu vorbea despre memorie. Și eu vreau să le aduc aminte că în anul 2005,
la inițiativa Partidului Comuniștilor, în Parlamentul Republicii Moldova, a fost adoptată o hotărâre prin votul tuturor deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova, care viza integrarea europeană a Republicii Moldova. Eu eram în acea perioadă de timp deputat din opoziție. Și împreună cu alți colegi din opoziție am votat solidar pentru acea hotărâre, deoarece acea hotărâre și acel demers reprezenta interesul național. Și pe această cale, eu îmi permit să fac un apel și sper să fiu auzit de către cei din Partidul Comuniștilor. Procesul politic presupune, în primul rând, cel mai important lucru, responsabilitate. Noi avem în final o șansă istorică ca nu doar declarativ să ne integrăm în spațiul valoric european, dar practic. Să lase la o parte toate aceste intrigi, toate aceste încercări de stabilizare și să contribuie la modernizarea Republicii Moldova și la oferirea unui viitor clar pentru țară și pentru fiecare cetățean. Iar vis-a-vis de acțiunile de protest, eu aici la fel subscriu, ele sunt firești într-o societate democratică, ele sunt și de înțeles, doar că contează foarte mult care este scopul acestor acțiuni. Ori în cazul dat, aceste acțiuni cu revoluții de catifea, cafenea, nici nu mai știi exact ce își propun dânșii, au obiectiv destructiv și care, încă o dată, nu au absolut nimic comun cu interesul țării. Și ultima întrebare. Eu aș vrea să vă întreb dacă este posibil, dacă în cadrul acestor discuții s-a abordat și subiectul Banca de Economii și dacă da, despre ce ați discutat și aeroportul inclusiv. Și o mică precizare sau o întrebare special pentru domnul Filat. Ați fost acuzat în nenumărate rânduri că ați fi fost implicat în faptul că statul a pierdut pachetul majoritar la Banca de Economii și nu ați oferit până acum niciun comentariu, dar vrem să-l auzim. La capitolul acuzației, cum să vă spun, pentru a face acuzații trebuie să ai și anumite abilități, dar anumite statut, dar mă rog. Eu am oferit un răspuns foarte clar și mi se pare că destul de explicit. Este foarte greu să comentez aberații și este foarte greu să comentez manipulări de care am văzut foarte multe în perioada de activitate. În cadrul ședinței de astăzi, sigur că am discutat și despre Banca de Economii, am discutat și despre aeroport, dar nu în mod special, am discutat despre întreg procesul de guvernare. Și eu vreau să vă spun poziția mea și poziția partidului pe care îl reprezint. Că deciziile pe care le-a luat guvernul vis-a-vis de aceste două acțiuni, să le numim așa, au fost corecte. În cazul băncii de economii, altă soluție pur și simplu nu a existat. Eu înțeleg că comuniștii sau alți țipălăi din Chișinău și-ar fi dorit ca această bancă să falimenteze și-ar fi dorit foarte mult ca miile de oameni care sunt deponenți la această bancă să-și piardă banii și în rezultat să fie nemulțumiți, e așa înțeleg, ca să-și atingă scopuri politice, să jertfească cu oameni, cu mii de oameni. Ori, un miliard de lei să fie investit în această bancă din contul proiectelor de infrastructură sau eventual din contul acelor resurse acumulate cu greu care anul viitor vor merge la majorare de salarii, pensii și așa mai departe. A fost o soluție deloc ușoară, nu este una fericită, dar una sub aspect economic și sub aspectul raționamentului de viitor al acestei instituții bancare, unic posibil. Ce este de aeroport? Să nu uităm că această tranzacție a venit în urma unui concurs
și în urma a mai multor analize și a anumitor decizii, care au fost toate publice. Decizia a fost luată, cunoaștem cu toții că a fost sesizare la Curtea Constituțională, urmează Curtea să se pronunțe. Până în acel moment, eu cred că ar trebui să lăsăm, de fapt, această decizie să fie luată ca să poată fi comentarii mai departe.